Gândurile cele rele nu pot fi înlăturate decât prin gânduri bune și de aceea părinții cei duhovnicești au rânduit o rugăciune scurtă care se repetă mereu în minte. Este vorba de rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, rugăciune care nu are un regim anume, ci se poate face oriunde și oricând, în orice loc ar fi cineva, chiar și culcat în pat și mai ales noaptea, când te trezești din somn, poți să-ți alegi poziția cea mai comodă și să zici cuvântul gândit. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Când se realizează rugăciunea aceasta în înțelesul că se îndesește rugăciunea, se înmulțește rugăciunea, atunci ai totdeauna un gând paravan de care se lovesc și prin care se risipesc gândurile cele rele. Cineva care se ocupă cu rugăciunea aceasta are posibilitatea să se întâlnească cu sine însuși, să-și cunoască mizeria din suflet, să-și cunoască înclinările de gând și de simțire și să se lupte împotriva lor, mai ales cerând ajutor de la Dumnezeu, pentru că mântuirea nu și-o face omul, ci o dă Dumnezeu omului care este interesat pentru mântuire și care și singur se angajează spre binele lui. Toate ale omului pornesc de la gând, de aceea se recomandă rugăciunea aceasta pentru curățirea gândului și gândul se curățește.